La studiul Evangheliei în seara aceasta. Mă bucur că Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem în momentul acesta când să deschidem Evanghelia. Îi dăm slavă lui Dumnezeu și îi mulțumim pentru libertatea pe care o avem și pentru că prin internet putem să predicăm Evanghelia în toată lumea. Doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră toți care urmăriți în momentele acestea și peste alții care vor urmări în alte ocazii. În seara aceasta vom începe un studiu despre legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Pentru că legea lui Dumnezeu trebuie să fie scrisă în mintea noastră, în inima noastră, așa cum Dumnezeu a zis, voi face un nou legământ și voi scrie legea în minte și o voi pune în inima lor ca să-L cunoaștem pe Domnul și să putem străi spre slava Lui, să pregătim caracterele noastre pentru ca să putem să moștenim împărăția cerului, pentru că numai aceia care sfințesc viața vor moșteni cerul. Sunt mulți creștini care cred că legea lui Dumnezeu este de la Sinai doar și este pentru poporul Israel sau a fost pentru poporul Israel. Ei se folosesc de textul din Galateni 3:17, unde apostolul Pavel spune: iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat, așa că făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Se folosesc de pasajul acesta din Evanghelie, însă regretabil este faptul că nu fac o analiză a situației din vremea aceea pentru a descoperi despre ce lege este vorba. Nu mă voi ocupa în ocazia aceasta de a explica întreaga problemă și situație de atunci, ci într-o ocazie ulterioară, viitoare. Vreau însă să facem o scurtă analiză pentru a descoperi că legea lui Dumnezeu este din totdeauna și rămâne în veșnicie. Mergem în Eden, acolo unde Dumnezeu l-a așezat pe Adam și pe Eva și trebuie să ținem cont că înainte ca Adam și Eva să fi fost așezat în grădina Edenului, în ceruri, războiul între Dumnezeu și Lucifer deja avusese loc. Lucifer se răzvrătise înaintea lui Dumnezeu, păcatul a apăruse în univers, în momentul în care Adam a fost așezat în grădina Edenului, a trebuit să fie informat despre ceea ce s-a întâmplat în ceruri și Dumnezeu
trebuia să avertizeze să nu cadă în plasa celui rău. Dumnezeu nu i-a lăsat fără o poruncă. Adam și Eva trebuia să descopere, de fapt, înaintea Universului, de cine vor asculta ei, de Dumnezeu sau de Lucifer, care se făcuse Dumnezeu. Legea aceasta are menirea ca să ne descopere păcatul, dar în același timp, prin lege și ascultând de lege, noi ne dăm de partea lui Dumnezeu, îl alegem pe Dumnezeu ca Dumnezeu al nostru, sau neascultând de lege, noi facem pact cu cel rău. Mergem în Geneza, capitolul 2, versetele 16 și 17. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Deci, dragii mei, prin lege, omul deosebește ceea ce este bine și ceea ce este rău. Ceea ce este bine pentru el și ceea ce este rău pentru el. Păzirea legii aduce binele, iar călcarea ei aduce consecințe grave. Și de multe ori, noi spunem atunci când facem un păcat minuscul împotriva legii lui Dumnezeu: ce mare păcat am făcut! Dar hai să ne gândim la Eva. Ce mare păcat au făcut ei că au mâncat din fructul din acel pom despre care Dumnezeu spusese să nu se atingă de el și să nu mănânce. Mi se pare foarte nesemnificativ a consuma dintr-un pom interzis, însă după un așa păcat mic, mic de tot, descoperim consecințe extrem de mari. Pământul ne oferă munci grele, începând de la arat, de la discuit, la semănat, apoi trebuie să tai ierburile și sudoarea feței curge, apoi trebuie să folosești tot felul de otrăvuri. Am ajuns în zilele acestea când folosim tot felul de otrăvuri care ne distrug și pe noi, pentru ca să distrugem și noi dăunătorii. Și aceasta poate că nu este nimic în comparație cu ceea ce se întâmplă între noi și cu noi oamenii. Tot felul de suferințe sufletești și tot felul de suferințe trupești, boli de tot felul, cumplite. Certuri și războaie, certuri în familie, neînțelegeri, despărțiri în căsătorie, copii care rămân pe drumuri fără părinți, copii care nu mai au posibilitatea să-i îngrijească cineva. Apoi, războaiele care au făcut atâtea dezastre în lumea noastră, ca în final să sfârșim în moarte. Dumnezeu nu ne-a creat ca noi să murim, însă neascultarea ne-a adus aici, neascultarea primilor noștri părinți. Și de la ce? De la ce am ajuns aici? De la consumul unui fruct. Un păcat atât de minuscul, de parcă cu microscopul se poate vedea. Și chiar așa, de la o nimica toată, da. Acum trebuie să înțelegem următorul lucru. Dumnezeu are tot ce este mai bun pentru universul în care existăm și noi. Satana are tot ce este mai rău pentru pământul nostru. Dumnezeu este un stăpân și Satana este un stăpân. Noi oamenii nu suntem stăpâni. Noi nu putem să fim stăpâni pe noi. Dacă cineva crede că el poate să fie stăpânul lui, greșește. Ci noi vom sluji pe unul dintre cei doi stăpâni. Dacă vrem să-L alegem pe Dumnezeu, avem această posibilitate. Dacă nu vrem să-L alegem pe Dumnezeu, de asemenea avem această posibilitate. Dumnezeu a lăsat această libertate într-un mod deplin pentru om și liberul arbitru funcționează perfect. Avem libertatea deplină să alegem cui vrem să slujim. Dacă Dumnezeu ar mântui pe un călcător al legii sale, Satana ar avea pretenție ca și el să fie iertat și să îl lase să facă. Dar Dumnezeu nu face compromis. El spune în Apocalipsa, capitolul 21, versetul 27. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 27. Nimic întinat nu va intra în cetatea sfântă, căci despre ea este vorba. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului.
Oh, numai cei scriși în cartea vieții mielului. Și ca să fii scris în cartea vieții mielului, înseamnă că trebuie să ai legământ cu Hristos, cu mielul, și să trăiești în ascultare de poruncile Lui. A nu fi întinat se referă la a nu fi întinat de păcat. Noi suntem întinați de păcat, e adevărat, pentru că ne-am născut cu o fire care e predispusă păcatului, păcătuirii, și toți oamenii au păcătuit, așa cum spune Apostolul Pavel, că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci a nu fi întinat înseamnă să te eliberezi de păcat, adică a deveni un împlinitor al legii așa cum a fost Iisus Hristos. Invitația făcută de Moise din partea Domnului pentru poporul Israel ne este adresată și nouă în Deuteronom, capitolul 30, versetele 15 și 16. Voi deschide în Deuteronom, pentru ca să citesc aceste versete, capitolul 30, versetele 15 și 16. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli în căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Iată, pun azi înaintea ta viața și binele, moartea și răul. Dragii mei, Dumnezeu ne oferă libertatea de a alege. El ne invită să alegem ori viața, ori moartea. Avem această posibilitate. Observați însă prin ce anume așează Dumnezeu în față binele și răul, viața și moartea. Prin lege. Împlinirea legii înseamnă viață, călcarea ei înseamnă moarte. În Romani, capitolul 5, versetul 12, am să citesc pasajul acesta pentru ca să înțelegem mai bine. Romani, capitolul 5, versetul 12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Observați? Prin păcat a intrat moartea. Ce este păcatul? Păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a oferit legea pentru ca noi să facem distinție între ce e bine și ce e rău, ce anume e păcat și ce anume nu este păcat. În 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4, Apostolul Ioan definește foarte clar ce anume înseamnă păcat. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Adică păcatul este călcarea legii. În versetul 16 din Deuteronom, Dumnezeu a spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, să păzești poruncile Lui, legile Lui, rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești. Și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze. Dragii mei, ne păzim poruncile Domnului. Îl împiedicăm pe Domnul să ne binecuvinteze cu multe binecuvântări pe care le are pregătite pentru noi. Când Domnul Hristos a vorbit ucenicilor săi, le-a arătat prin ce vor descoperi ei că-L iubesc pe El. Și ascultați discuția dintre Domnul Hristos și ucenici. În Ioan 14, versetul 15. Ioan 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Mântuitorul cita din Deuteronom, din capitolul 30, versetul 16. Să iubești pe Dumnezeul tău,
pe Domnul Dumnezeu tău, să umbli pe căile Lui, să păzești poruncile Lui și rânduielile Lui ca să trăiești. Dacă mă iubești, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, a zis Mântuitorul. Și în capitolul 15, versetul 10, spune așa: dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Versetul 14: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc. Dragii mei, a iubi pe Domnul înseamnă a dovedi aceasta prin a păzi poruncile Lui, legile Lui, rânduielile Lui. Iar urmarea acestui lucru este făgăduința Domnului, care spune să trăiești, să te mulțești și Domnul să te binecuvinteze. Îmi plac foarte mult cuvintele adresate de Iosua, conducătorul lui Israel, după ce poporul s-a așezat în Canaan. Iosua, capitolul 24, versetul 15. Permiteți-mi să deschid acolo. Dacă aș fi avut posibilitate, afișam versetele, dar nu am această posibilitate, nu avem aceasta, și trebuie să avem puțină răbdare, să caut în Biblie și să putem citi din Sfânta Scriptură. Iosua, capitolul 24, versetul 15. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dragii mei, este o hotărâre demnă de a fi luată de fiecare dintre noi, hotărârea lui Iosua. Și dacă găsiți cu cale să slujiți Domnului, Domnul se va bucura și vom putea să fim pregătiți pentru a ajunge în Împărăția Cerurilor. Legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, a fost cunoscută de Adam și Eva de când au fost așezați în Eden. Dacă nu acceptați că chiar înainte de căderea lor în păcat au cunoscut cele 10 porunci, îngerii și toate lumile existente până la data aceea, vreau, dacă nu sunteți de acord cu mine, să vă întreb: pe ce bază a condamnat Dumnezeu pe Lucifer dacă n-ar fi avut legea celor 10 porunci în ceruri? Unde nu este lege, nu-i nici călcare de lege. Poate într-o ocazie ulterioară voi vorbi despre căderea lui Lucifer pentru a înțelege acest lucru. Revenim la Adam și Eva. Ei au știut întreaga lege a lui Dumnezeu și au experimentat în mod personal ce înseamnă a călca legea lui Dumnezeu. Au văzut urmările dezastroase ale călcării poruncilor și poruncilor lui Dumnezeu. Scrierile sfinte ne descoperă durerea lui Adam și a Evei după căderea în păcat. Aș vrea să vă ofer un citat din cartea inspirată lui Ellen White, Patriarhi și Profeți, la pagina 62. Când Adam și Eva au văzut florile ofilindu-se și frunzele căzând, primele semne ale decăderii, Adam și tovarășii lui au plâns mult mai mult decât îi plâng oamenii pe morții lor. Moartea fragilelor și delicatelor flori era într-adevăr un motiv de durere. Dar când pomilor celor falnici le cădeau frunzele, scena aceasta le-a adus în mod viu în minte faptul dureros că moartea este partea a tot ceea ce are viață. Am spus că citatul este din Patriarhi și Profeți, pagina 62. Dragii mei, au experimentat ce înseamnă călcarea legii și ați văzut durerea pe care au avut-o datorită transformării ce a avut loc în natură, în primul rând. Adam și Eva s-au pocăit. Ei au povestit prin viu grai multor generații după ei tragedia căderii, tragedia când ei au călcat poruncile lui Dumnezeu și a apărut păcatul în lumea noastră și ei au fost continuu contaminați de păcat. Și sigur că au transmis poruncile Domnului tuturor fiilor
lui, lor, nepoților lor, strănepoților lor, pentru ca aceștia să nu mai facă ceea ce ei au făcut. Citind Biblia, descoperim că după ce are loc tristul eveniment al uciderii lui Abel de către Cain, Cain pleacă din familia părintească și astfel Adam și Eva nu se mai pot ocupa de reabilitarea lui. El nu vrea să asculte de Dumnezeu. Adam și Eva aduc pe lume fii și fiice. Cain își va lua de soție una din surorile lui și se vor înmulți, dar nu sunt interesați să păzească legea lui Dumnezeu. Cei ieșiți din Cain sunt numiți în Evanghelie, dacă citiți în capitolul 6 din Geneza, sunt numiți fiii oamenilor. Adam și Eva aduc pe lume pe Set. Biblia spune, în Geneza capitolul 4, versetul 6, îmi cer scuze că am greșit când am zis 4 cu 26. Lui Set i s-a născut și lui un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Deci Set aduce pe lume un fiu care îi pune numele Enos. Și de atunci oamenii au început să-l caute pe Dumnezeu, să cheme numele lui Dumnezeu. Ce înseamnă a chema numele lui Dumnezeu? Tot Biblia ne spune în a doua Timotei, capitolul 2, versetul 19. A doua, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Observați ce înseamnă a rosti numele Domnului. Înseamnă să treci la păzirea poruncilor lui. Înseamnă să te depărtezi de călcarea legii. Oamenii ieșiți din Set au chemat numele Domnului. Aceasta înseamnă că ei cunoșteau legea lui Dumnezeu și au păzit-o depărtându-se astfel de fără de lege. Oamenii s-au înmulțit și cu toată experiența căderii în păcat a lui Adam și a Evei, care a adus atâtea nenorociri pe pământ, oamenii nu-L vor pe Dumnezeu și nu vor să asculte de legea sa. Ei au săvârșit păcate grele care n-au putut fi trecute cu vederea de către Dumnezeu. El aduce potopul care a însemnat o pedeapsă capitală pentru călcarea poruncilor lui. Când potopul a fost adus de Dumnezeu, prin el a pedepsit pe toți călcătorii de lege. Dacă ei nu cunoșteau legea lui Dumnezeu, dacă nu știau cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu îi putea condamna. Pentru că unde nu este lege, nu-i călcare de lege, nu-i vinovăție. Însă Dumnezeu îi găsește vinovați de călcarea legii în fel și chip. Și în felul acesta Dumnezeu stabilește că ei sunt vrednici să fie nimiciți. Adam a trăit 930 de ani. Și hai să descoperim contemporanii lui Adam care au ajuns chiar până la Noe. Am la îndemână o cronologie. Am făcut o cronologie a Bibliei, dar numai până la Avram. Adam se naște, sau nu se naște, am greșit. Dumnezeu l-a creat și începe era veche odată cu aducerea la existența lui Adam. Să zicem anul 1. Adam trăiește 130 de ani și aduce pe lume pe Set. Apoi mai trăiește 800 de ani și ajunge la 930 de ani. Set trăiește împreună cu Adam 800 de ani. Enos, care s-a născut la anul 235, venind de la creațiune spre noi, la vârsta de 90 de ani, l-a adus pe nume pe Cainan. După nașterea lui, el mai trăiește 905 ani.
și este contemporan cu Adam 695 de ani. Cainan, la anul 325, aduce pe lume pe fiul său, pardon, la anul 325 venind de la creațiune, în anul acela, la 70 de ani, îl aduce pe lume pe Mahalaleel. Anii care au fost trăiți după fiul său sunt 840 și la 910 ani a murit. A fost contemporan cu Adam 605 ani. Și, dragii mei, dacă mergem mai departe, găsim și alți contemporani ai lui Adam, până la Lameh, tatălui Noe, care a trăit 56 de ani contemporan cu Adam. Noe se naște la anul 1056, aduce pe lume la etatea de 502 ani pe Sem și moare la vârsta de 950 de ani. Sem aduce pe lume pe fiul său Arpacșad în anul 1550, când el avea 100 de ani, l-a adus pe lume pe Arpacșad. A mai trăit Sem încă 500 de ani și a murit la vârsta de 600 de ani. Și dacă mergem mai departe, ajungem la Metusala, care s-a născut la anul 687, deci în timpul vieții lui Adam, a fost contemporan cu Adam 243 de ani și bărbatul acesta, Metusala, a murit înainte de potop cu 2-3 luni de zile. Nu știu dacă camera poate să prindă cronologia pe care dumneavoastră ați putea să o vă notați. Se vede? Da. Ne este greu să înțelegem faptul că Adam a putut să transmită atâtor generații de oameni legea lui Dumnezeu. Potopul a avut loc la anul 1656, pornind de la creațiune. Și ascultați ce spune Biblia despre Noe, a doua Petru 2 cu versetul 5. 2 Petru cu versetul 5. Dacă n-a cruțat el lumea veche, adică Dumnezeu, ci a scăpat pe Noe, acest propovăditor al neprihănirii, împreună cu alți 7 inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Vedeți ce spune Dumnezeu despre Noe? Spune că era un propovăduitor al neprihănirii. Dragii mei, prihănit înseamnă călcător al legii, adică păcătos. Neprihănit înseamnă împlinitor al legii. Și dacă nu există o lege după care să se stabilească dacă ai călcat-o sau nu, cum se poate stabili dacă ești păcătos sau neprihănit? Nu se poate. Deci trebuie să fi fost legea lui Dumnezeu. Deci legea lui Dumnezeu a fost cunoscută în vremea aceea. Cum vă imaginați că Dumnezeu spune că Noe era neprihănit în timp ce călca legea? Cum ar fi putut Dumnezeu să spună că e neprihănit dacă el ar fi călcat legea? Cum vă imaginați că Domnul Hristos o vătește neprihănit pe cineva prin credința în el în timp ce acesta calcă legea? Domnul a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Versetul stabilește că în vremea lui Noe, oamenii erau călcători ai legii lui Dumnezeu. O numește o lume de nelegiuiți. A pedepsit lumea aceea care era o lume de nelegiuiți. Deci nici după potop, oamenii n-au slujit lui Dumnezeu. Aceasta este tendința noastră firească, să ne simțim liberi, să trăim potrivit firii noastre pământești în care păcatul se lăsluiește. Ne place păcatul, el este în noi,
El face parte din ființa noastră, e în sângele nostru. Dar acesta ne duce la moarte și noi trebuie să luptăm împotriva firii noastre pământești și să o distrugem prin harul și voia lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, pentru că altfel pierim cu firea noastră pământească. Dragii mei, oamenii au ajuns din nou idolatri, pentru că omul nu poate să trăiască fără ca să se închine la un Dumnezeu. Și ei nu au venit înaintea lui Dumnezeu să închine și să-i slujească, să cunoască legea lui și să îl cinstească pe el, să respecte legea. Ci ei au devenit idolatri mai departe și au trăit în voia patimilor lor. Totuși Dumnezeu nu s-a mai gândit să mai aducă un alt potop peste oameni. Făcuse legământ cu Noe că un potop nu va mai veni. Planul lui Dumnezeu nu este ca noi oamenii să pierim. Planul lui Dumnezeu este ca noi oamenii să fim salvați și să avem viața veșnică. Și atunci Dumnezeu așteaptă, dorind să rezolve astfel situația, dându-ne o nouă șansă. Au trecut cam 292-293 de ani de la potop și undeva în Ur din Caldea se naște un copil care va deveni o persoană proeminentă pentru planeta Pământ. În Geneza, capitolul 11, versetul 26, Biblia spune, Geneza, capitolul 11, versetul 26. Geneza, capitolul 11, versetul 26. Iată spița neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Deci, Terah a născut pe Avram. La nașterea primului său fiu, Terah pune numele primului fiu Avram. Avram este bărbatul pe care Dumnezeu l-a ales pentru a fi tatăl poporului Israel. Motivația alegerii lui Dumnezeu alegerii de Dumnezeu pentru Avram este arătată foarte clar în Geneza, capitolul 18, versetul 19. Căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să ține calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Dumnezeu spune, eu îl cunosc și știu că are să poruncească casei lui după el să ține calea Domnului, fiii lui să țină calea Domnului, ca să facă ce este drept și bine și Dumnezeu să-și împlinească astfel făgăduința pe care a făcut-o lui Avram. Deci, dragii mei, Dumnezeu știe ceva despre Avram, știe că el va fi credincios și el va da sfaturile lui Dumnezeu fiilor săi, va încredința fiilor săi poruncile sale ale lui Dumnezeu și copiii săi trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu și să trăiască spre slava Lui. Scopul lui Dumnezeu cu Avram și cu poporul Israel era să pregătească un popor prin care Domnul Hristos să vină la noi. Dar nu doar pentru noi urma să vină Domnul Hristos, ci urma să vină pentru toate neamurile de oameni. Și astfel Dumnezeu îi schimbă numele zicând, în Geneza, capitolul 17, versetul 5, găsim lucrul acesta, nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avram, căci te voi face tatăl multor neamuri. Avram înseamnă tatăl multor neamuri. Spuneam că motivul aducerii la existență al poporului Israel era ca să pregătească acest popor și Domnul Hristos să vină în lumea noastră. Dacă Domnul Iisus nu-și pregătea un popor căruia să-i dea regulile lui de viețuire și să-i ofere descoperiri profetice despre Mântuitorul, cine l-ar fi recunoscut pe Domnul când ar fi venit în lumea noastră? Dacă, de exemplu, Domnul Hristos ar fi născut în Egipt, ar fi fost recunoscut de cineva că este trimisul lui Dumnezeu? În niciun caz. Egiptenii erau idolatri, ei aveau zeitățile lor, caracterul Domnului Hristos era într-o poziție destul de vădită cu caracterul lor și n-ar fi putut să suporte un om care să predice Evanghelia între ei și să-i cheme la pocăință. Nu l-ar fi recunoscut.
chiar cu evreii Dumnezeu s-a luptat foarte mult pentru ca să îi determine să asculte numai de El, să îi se închine numai Lui, să păzească legile și poruncile Lui și doar parțial a reușit. Totuși, evreii l-așteptau pe Mesia, însă pentru că nu mai trăiau în totalitate după poruncile, după legile Lui Dumnezeu, ei nu L-au recunoscut pe Domnul Hristos. Biblia spune, a venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Ioan 1:11. Dragii mei, pentru ca să-L recunoști pe Dumnezeu și vă rog să fiți foarte atenți la ce spun în continuare. Pentru ca să-L recunoști pe Iisus Hristos, trebuie să te conduci după regulile și legile Lui. Altfel nu ai nicio șansă. Regulile Lui sunt împotriva firii noastre pământești, iar schimbarea și trăirea după legile Lui Dumnezeu implică renunțarea la regulile firești și adoptarea și trăirea în viață după poruncile Lui Dumnezeu. Procesul acesta este destul de anevoios și cere timp, deoarece nu prea ne place să renunțăm la regulile noastre firești. Spuneam că păcatul este în noi, în sângele nostru. Ne-am născut cu o fire rea. De aceea, eu spun multor ascultători dintre cei cu care discut și vă spun și dumneavoastră în seara aceasta, dacă stați pe gânduri unii și nu-L primiți pe Domnul Hristos și tot amânați, dragii mei, veți descoperi la un moment dat că va fi prea târziu. Pentru că noi avem nevoie să-L cunoaștem pe Domnul Hristos într-un mod personal. Pentru că noi avem nevoie să ne lăsăm conduși de El și să ne schimbe caracterul, să-L pregătească pentru cer. Și pregătirea aceasta cere o luptă crâncenă pe toate fronturile, aș putea să spun, și cere multe biruințe. Trebuie să-L cunoaștem pe Domnul. În Ioan capitolul 17, versetul 3, spune și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Deci Ioan 17, versetul 3. Viața veșnică, deci înseamnă să-L cunoști pe Iisus Hristos. Și a-L cunoaște pe Iisus Hristos înseamnă să-I copiezi caracterul. Înseamnă să te lași modelat de El și să trăiești după poruncile Lui. Pentru că altfel nu te poate schimba nimeni. În Proverbe, capitolul 22, versetul 6. Înțeleptul Solomon, cel care a avut atâta înțelepciune de la Dumnezeu, ne spune, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Dumnezeu l-a chemat pe Avraam, i-a oferit cunoștința despre legile lui, despre sine, și urma ca regulile acestea să fie cunoscute de copiii lui. Și Avraam a înțeles că trebuie să învețe pe copiii săi regulile lui Dumnezeu, pentru că atunci când ei vor crește mari, să nu se bată de la această lege a lui Dumnezeu. Am spus puțin mai înainte că Dumnezeu l-a cunoscut pe Avraam și el a zis, căci îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avraam ce a făgăduit. Avraam a născut pe Isaac. Dumnezeu i-a vorbit lui Isaac într-o ocazie mai târziu, când Avraam nu mai era, și i-a spus Genesa, capitolul 26, versetele 3 și 4. Locuiește ca străin în țara aceasta, unde era el, în țara filistenilor, Abimelec. Eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminței tale și voi ținea jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Avraam. Continuăm cu versetul 4. Îți voi mulți sămânța ca stelele cerului. Voi da seminției tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta care răsplată. Și acum ascultați ceea ce spune Dumnezeu despre Avraam. Pentru că Avraam a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut.
a păzit poruncile mele, orânduile mele și legile mele. Astfel Isaac a rămas în Gerar. Dragii mei, această declarație a lui Dumnezeu este făcută după moartea lui Avraam. Mie îmi spune lucrul acesta că Dumnezeu l-a judecat și la judecata din cer, Dumnezeu l-a trecut cu bine pentru că Avraam a păzit poruncile Domnului. Observați! Nu ajungând la Sinai, i-a descoperit Dumnezeu poruncile. Sinai a fost mult mai târziu, dar Dumnezeu i-a vorbit lui Avraam și i-a făcut cunoscute poruncile sale. Și Avraam le-a păzit cu strictețe și Avraam este numit prietenul lui Dumnezeu. Isaac a născut pe cei doi gemeni, Esau și Iacov. Aceștia aduc pe nume cei 12 fii care formează cele 12 seminții ale lui Israel. Din studiul Sfintelor Scripturi știm că poporul Israel a fost rob în Babilon, în Egipt, pardon, și a stat acolo 430 de ani. Dumnezeu i-a scos din cuptorul de fier al Egiptului pentru ca să-și aducă la îndeplinire planul cu acest popor. Și vă amintiți care a fost planul lui Dumnezeu? Să pregătească un popor pentru ca Domnul să vină la noi. Un popor care să cunoască pe Domnul, care să cunoască legile Lui, rânduielile Lui. Deoarece Domnul, venind în lumea noastră, urma să trăiască după legile lui Dumnezeu și trebuia să fie compatibil cu cei din societatea în care urma să se nască. Iar dacă poporul la care venea, în care se năștea, nu avea aceste reguli, nu-L cunoșteau, așa cum am spus mai sus, și nu-L acceptau. Iisus, trăind o viață duhovnicească, a intrat în contrast și opoziție cu firea noastră pământească, păcătoasă. Și pentru că firea noastră păcătoasă nu iubește legea lui Dumnezeu, îl respinge pe Iisus din cauza regulilor lui diferite de ale firii noastre pământești. Se creează un război. Și am auzit pe mulți dintre cei cu care am discutat că la noi e strictețe la adventiște de ziua șaptea, că regulile sunt atât de stricte și el nu poate să se simtă în largul lui, îi place să trăiască viața de aici și nu vrea să-și închidă viața în niște reguli de felul acesta. Eu însă vreau să vă spun că omul care trăiește după legea lui Dumnezeu este cu adevărat fericit. Nu cei care trăiesc potrivit cu firea pământească, cu regulile firești, sunt fericiți. În niciun caz. Aceștia au mustrări de conștiință, aceștia au frământări multe, au neîmpliniri multe, ei nu sunt fericiți. Știu că unii se gândesc să găsească fericirea în a avea multe și de toate în lumea aceasta, însă cunosc și frământările unor astfel de oameni bogați care n-au liniște. Dragii mei, cel care îl cunoaște pe Dumnezeu, cel care se împacă cu Dumnezeu, primește pacea aceea lui Dumnezeu care îi aduce într-adevăr fericirea. Pentru că a fi fericit nu înseamnă a avea multe și de toate, ci a avea o stare de bine, de mulțumire, de împlinire sufletească, a avea o speranță, a avea pe cineva în care să te încrezi în orice vreme, în orice timp. Însă, așa cum spune Apostolul Pavel, dragii mei, în 1 Corinteni, capitolul 2, în capitolul 2, în 1 Corinteni, versetele 14 și 15. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Observați, firea noastră pământească este împotriva regulilor lui Dumnezeu. Nouă nu ne convine, dragii mei, însă vreau să vă atrag atenția spre un lucru. Ca să poți să fii mântuit, trebuie să lucrezi mântuirea ta așa cum realizezi unele planuri pe care le faci în viața aceasta. Atunci când ți-ai propus să faci o casă, ai concentrat totul asupra acestui plan. Ai strâns banii, ai făcut planul, ai îndurat trudă, oboseală ca să realizezi lucrurile acelea. Ți-ai impus
ca să realizezi proiectul pe care ți l-ai propus. Tot la fel pe plan spiritual, pentru ca să dobândești mântuirea, trebuie să-ți impui, trebuie să te oprești, trebuie să-ți faci un plan, trebuie să-ți așezi în față acest ideal și trebuie ca să urmeze apoi, împotriva firii pământești, multe lucruri. Trebuie să-i ceri ajutorul lui Dumnezeu, pentru că El îți va da putere, El îți va da plăcere, El te va ajuta pentru ca să poți realiza mântuirea ta în viața aceasta. Eu nu spun că mântuirea e prin fapte, să nu mă înțeleagă cineva. Poate că frații din alte biserici urmăresc lucrul acesta. Eu nu sunt de acord cu mântuirea prin fapte. Mântuirea este prin credință, nu prin fapte, nu prin păzirea legii. Dar, dragii mei, noi nu putem să nu facem nimic pentru mântuirea noastră. Trebuie să ne impunem și să cerem Dumnezeu să ne ajute, că Dumnezeu nu ne va forța. Și atunci, dacă eu nu-mi impun să realizez lucrul acesta, nu-l voi realiza niciodată. Domnul Iisus, în persoană, s-a ocupat intens de poporul Israel să-l pregătească și prin el să vină la noi. În Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 366 spune: Domnul Hristos nu a fost numai conducătorul poporului evreu în pustie. Îngerul în care era numele lui Dumnezeu și care, învăluit în stâlpul de nor, mergea înaintea mulțimii, era acela care i-a dat lui Israel legea. În mijlocul slavei înfricoșătoare de la Sinai, Domnul Hristos a proclamat legea în auzul întregului popor. El a fost acela care i-a dat lui Moise legea săpată pe tablele de piatră. Patriarhi și Profeți, pagina 366. Dragii mei, mai este ceva la fel de important. Prin acest popor, Dumnezeu a vrut să se facă cunoscut pe tot pământul. Legile și poruncile sale trebuia să fie cunoscute de toți oamenii pentru ca să fie salvați. Astfel Dumnezeu conduce pe Israel la Sinai și aici urmează ca Dumnezeu să declame cele 10 porunci cu vocea sa și apoi să le scrie pe cele două table de piatră cu degetul său. Poporul trebuia să fie pregătit pentru momentul primirii legii. Exodul 19, versetele 10 la 12, am să citesc din Biblie. Exodul, capitolul 19. Exodul, capitolul 19. Versetele 10 la 12. Și Domnul a zis lui Moise: du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va pogorî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Și apoi citesc versetele 16 la 20. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-a așezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se pogorâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița răsuna tot mai puternic. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Domnul s-a pogorât pe muntele Sinai și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui și Moise s-a suit sus. O atmosferă cumplită pe care nu o suportăm noi, oamenii muritori. Dumnezeu are o manifestare teribilă. Poporul s-a înspăimântat. Însă, dragii mei, dacă cu ocazia aceea Dumnezeu a vrut ca poporul să descopere într-adevăr marea putere a lui Dumnezeu și ei să se teamă de Domnul și să păzească poruncile lui, nu tot la fel procedează Domnul astăzi. După ce Mântuitorul a venit în lumea noastră, El a descoperit,
iubirea sa pentru noi și dorința sa de a fi mântuiți. Și în felul acesta, Dumnezeu parcă ne oferă posibilitatea să ne simțim liberi și să alegem să-i slujim Lui. Aș vrea în seara aceasta să mergem la Sinai fiecare cu imaginația noastră și să ascultăm cele 10 porunci, după care voi încheia expunerea în seara aceasta. Decalogul este scris în capitolul 20 din Exodul și voi citi de la versetul 1 până la versetul 17. Porunca întâia. Atunci Domnul Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Porunca a doua, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și nici să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Porunca a treia. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Porunca a patra. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Porunca 5-a. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Porunca 6-a, să nu ucizi. Porunca 7-a, să nu prea curvești. Porunca 8-a, să nu furi. Porunca 9-a, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Porunca a 10-a, să nu poftești casa aproapelui tău. Să nu poftești nevasta aproapelui tău. Nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Dragii mei, acestea sunt cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a declamat într-o atmosferă înfricoșătoare pe muntele Sinai. Aș dori să vă atrag atenția spre următorul lucru. Dumnezeu a declamat legea, apoi a scris-o cu degetul său pe două table de piatră și i-a dat-o lui Moise. Apoi Dumnezeu i-a spus lui Moise să scrie toate celelalte legi pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel, să le scrie într-o carte și Moise le-a scris într-o carte. Însă interesant este că cele 10 porunci sunt scrise cu degetul lui Dumnezeu, de însuși Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun ce înțeleg eu din aceasta. Pentru că Dumnezeu este veșnic și legea sa este veșnică, Dumnezeu a scris legea sa cu degetul său pe cele două table de piatră. Și așa cum Dumnezeu trăiește veșnic și legea este veșnic valabilă. Așa cum Moise este un muritor, tot la fel, legile scrise de Moise ajung să înceteze. Tot ce este scris de om încetează. Tot ce este scris de Dumnezeu rămâne. Și acum trebuie să înțelegeți din aceasta că, într-adevăr, legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, sunt veșnice ca Dumnezeu. Pentru că sunt copia caracterului Dumnezeu. Și așa cum nu se schimbă Dumnezeu, nu se va schimba nici legea lui Dumnezeu. Dragii mei, mă opresc aici pentru seara aceasta
și vom continua în ocazia următoare, joi seara, la aceeași oră. Până atunci, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute ca să studiați mai departe și să înțelegeți mesajul care l-am prezentat în seara aceasta. Aș dori ca să închei cu o rugăciune și vă invit să ne plecăm capetele împreună ca să ne rugăm Domnului. Părintele nostru ceresc, ne închinăm cu respect înaintea Ta și venim să-ți mulțumim pentru că Tu ai lăsat cuvântul Evangheliei care să ne descopere adevărurile Tale, care înseamnă viață pentru noi. Dorim ca să-ți mulțumim, Tată, pentru că prin Duhul Tău cel Sfânt ni le-ai făcut cunoscute și putem să le înțelegem. Te rugăm, Doamne, ca binecuvântarea Ta să vină peste noi mai departe. Personal te rog să binecuvintezi pe toți cei care au ascultat mesajul din seara aceasta și te rog să binecuvintezi și pe cei care îl vor asculta în ocaziile ulterioare. Duhul Tău cel Sfânt să călăuzească mai departe pe fiecare și ajută ca și aceia care n-au cunoscut că într-adevăr legea Ta este veșnică și că legea Ta e valabilă și astăzi, că ea a existat dintotdeauna, să înțeleagă acest lucru și să-și predea viața Ție, dorind să împlinească legea, ca să poți să realizezi în fiecare un caracter după voia Ta și să aibă parte de mântuire în Împărăția Cerurilor. Ne predăm Ție, căci vrem să fim ai Tăi și numele Tău dorim să-L mărim, să-L lăudăm. Amin. Încă o dată vă doresc multă binecuvântare din partea Domnului și așteptăm să ne revedem joi seara. Până atunci, la revedere!